de distanța apei, calculată ca din examenul X pe la pătrat, plus Y a minus B, totul la pătrat. Și egal cu radical din X, B minus, nu, 2 minus 2, 0, 0 la pătrat 0, da. Minus 2 minus 3, ai minus 5 la pătrat, 25, adică 5, da? Da. Egal cu 5. AB, AC, egal cu radical din X a minus C la pătrat plus Y a minus Y. Deci 2 minus, deci 2 și cu 2, 4. AC, da? Da. AC. Da. 2 și cu 2, 4. La pătrat 16. Și minus 2, minus 3, minus 3, 5. La pătrat plus 25. Da. E bine, da? Da. 25 face egal mai departe cu radical din 41 AC. BC. BC este 2 minus 2 plus 2, 4 la pătrat, 16. Radical din 16. Plus 0. 0. Adică 4. Adică 4. Acum, aflăm zicem AB la pătrat, știm bine, nu? AB la pătrat, egal suma pătratelor celorlalte două. AC pătrat plus BC minus de 2 produsul lor. AC ori BC ori BC. Ori cos de unghiu C, nu? Da. AB, deci cos de unghiu C. Adică AB, să zicem, 5, 25, este egal cu AC pătrat. AC pătrat 41. 41 plus BC pătrat. 16. Așa, minus de 2 ori. Radical din 41 ori 4. Adică 8 radical din 41. Deci 4 ori 2, 8 radical din 41 plus de unghiul C. C. De unde scoatem cos de unghiul C? Egal cu C egal cu 20. Deci, hai să spunem 8 radical din 41 cos de unghiul C, da? Da? Egal cu 50 și 7 minus, da, 25, da? Da. Și egal cu 30 și 32. Cos de unghiul C egal cu 32 supra 8 radical din 41. Raționalizăm cu radical din 41. 8 cu 32 e 4. 4 radical din 41 supra 41, da? Da. Asta este cos de C. Hai să facem și pentru AB pătrat. AC pătrat acum. Da. AC pătrat este egal cu AB pătrat plus BC pătrat minus 2AB ori BC ori cosinus de unghiul B. AB ori BC ori cos de unghiul B. Și AC o știu la pătrat 41. 41 egal cu 25 plus 16 minus de 2 50 ori 4, 40. Deci 10 ori 4, 40. Deci minus 40 ori de B. Da? Da. Și atunci 40 ori de B este egal cu 41, 41. Deci vine cât aici? 0, nu? Adică cos de B egal cu 0. Cos de B egal cu 0. Adică B câte grade are? 90 de grade. 90 grade. Da? Deci avem o primă constatare cu unghiul B de 90 de grade. Acum să vedem și pentru AB, AC, BC, da? Da. BC pătrat, acum după ce am văzut că am un
unghiul vechi de 90 de grade, asta e acea ipotenuză, nu? Da. Și atunci BC pătrat, BC pătrat este egal cu AC pătrat minus AB pătrat. AC pătrat minus AB pătrat și egal cu AC pătrat 41 minus AB pătrat 25 și egal cu 5 din 11, 6, 16, da? Deci BC este egal cu... Da, asta l-aveam și noi. Da, știi, aveam. Puteam să desenăm acum triunghiul cu unghiul care? Unghiul drept în B. Așa ne imaginăm. Dacă figuram, dacă figuram, ne dădeam seama, da? Dar noi ne-am făcut-o de data asta. Iată B-ul aici. A-ul și C-ul. Cos de, am găsit cos de C, l-am știut. Iar cos de A, cu cine este egal? Cos de A, cateta o alăturată, A, B, supra ipotenuză, supra AC. Și egal cu AB, o știu, 5, supra radical din 41. 5 radical din 41. 5 radical din 41 supra 41. Și acum, vedem așa, că avem cos de A egal cu 5 radical din 41 supra 41. Cos de C. Cos de C egal cu 4 radical din 41 supra 41. Și acum, hai să vedem care e mai mare. Mai mare e 5 radical din 41. Deci, zicem noi 5 radical din 41 supra 41 este mai mare decât 4 radical din 41 supra 41. Asta înseamnă echivalent cos de A, cos de unghiul A, e mai mare decât cos de unghiul C. Da? Pe 5 radical din 41 pe 41 e cos de A. Și 4 radical din 41 pe 41 e cos de C. Deci cu de cos de A mai mare cu cos de C. Deci cosinus unghiului A e cel mai mare. Deci înseamnă că A e mai mic decât unghiul C. Că funcția cosinus e funcție descrescătoare. Da. Da? Deci A e mai mic decât unghiul C. Cele două sunt ascuțit unghice. Deci ca ordine care ar fi... Cel mai mare unghi este B-ul, care are 90 de grade, iar A-ul e mai mic decât C-ul. Nouă ni se cerea să arătăm, aflați văzura cele mai mare unghi al triunghiului ABC. 90 de grade. Cel mai mare unghi este de 90 de grade, s-a aflat. Dacă, pur și simplu, dacă figuram și aflam distanțele, da, din figură ne dădeam seama, nu? Dar trebuia făcute distanțele și se sesiza că AC pătrat face, nu? Cine? BC pătrat plus AB pătrat. Adică 16 plus 25 face 41. Și de acolo puneam, da, intru în dreptul mic. Termina problema. Dar noi am făcut ce? Am aplicat teorema tabela generalizată și de acolo am găsit cosinusurile. Unghiilor și s-a accesizat la un moment dat că pentru un pentru cos de B se întâmplă ca să avem 0 acolo și cos de B 0 să avem unghiul din 90 de grade. N-am sesizat după ce am văzut mărimile că avem de-a face un triunghi drept unghi. Nu puteam opri ghișițul acolo, da? Da. Deci asta a fost 5-ul. E 6. Da. Coordonatele simetricul punctului A față de mijlocul segmentului BC. Se cer coordonatele simetricului punctului A față de mijlocul segmentului BC. Deci B-ul avem pe B de coordonate 1 și minus 4. C de coordonate
minus 5 și minus 1 și să le figurăm ca să înțelegem bine problema. Și A de coordonate minus 32. A de coordonate minus 3 și 2, da? Da. Bun. Deci, luăm un sistem de axe și reprezentăm B de 1 și minus 4, X-ul e 1 și Y este minus 4, 1, 2, 3, 4, ăsta este punctul B, de coordonate 1 și minus 4, și C de minus 5 și minus 1. X-ul e minus 5, minus 1, minus 2, 3, 4, 5, minus 5 și minus 1. Deci C de coordonate minus 5 și minus 1. E, A de coordonate minus 3, X-ul e minus 3 și Y-ul e 2. Da? Minus 3 și 2. Se cere simetricului A minus 3 și 2 simetricului A față de mijlocului BC. Simetricului A față de mijlocului BC. Ar trebui să aflăm în coordonatele mijlocului BC. Hai să le aflăm. Mijlocul care va fi? Un M. Un M de coordonate cât? Minus 5 plus 1 pe 2, adică minus 4 pe 2, minus 2. Și respectiv minus 1 minus 4, minus 5 pe 2. Minus 5 pe 2. Deci, am aflat coordonatele mijlocului și acum simetric, adică de la A până la M și mai mergem în continuare atât. Punctul P de coordonate alfa și beta. Păi, pe alfa și pe beta trebuie să le găsim mai. Cum propui? Păi, trebuie să formeze dreaptă. Adică trebuie să fie coliniare. Păi sunt. Așa am și dus. Ce este M pentru AP? Tot mijloc. Tot mijloc. Da. Și atunci, cu cine ar fi egal? Minus 2. Minus 3 plus alfa pe 2. Deci, minus 2 egal minus 3 plus alfa pe 2 și tot atât de bine cât este aici. Minus 5 pe 2, parcă. Da. Minus 5 pe 2 este egal cu Y-ul 2 plus beta supra 2. Și de acum e un sistem aici, fiecare cu problema lui. Deci vine minus 4 egal cu minus 3 plus alfa. Așa vine, da? Deci alfa egal cu minus 2. Minus 4 plus 3 face minus 1. Da? Da. Minus 1, iar beta 2 este același, deci vine minus 5 egal cu 2 plus beta, deci beta egal cu minus 6. Deci punctul P, cel care a fost cerut în problemă, da, e P de coordonate minus 1 și minus 7. Terminat problema. Ce a fost aici? Ce trebuia să se sesizăm? Mijloc, mijloc. Dar trebuia să înțelegi ce înseamnă simetricul unui punct față de un alt punct. Da. Deci, el este mijlocul noului segment. Da? Și atunci, cum știam să facem asta, semisuma, deci tot este perfect. Da. Și alte greșițe. 7. Calculați coordonatele centru de greutate al unui triunghi știind punctele. Deci avem A de coordonate 5 și minus 3.
A de 5 și minus 3, B de coordonate 2 și minus 1, 2 și minus 1, și C de coordonate 0 și 9. Să găsim centrul de greutate. Cine este? Intersecția mediană. Mediană. Deci trebuie să schimb două mediane, ecuația două mediane, și să rezolvăm sistemul dat de cele două ecuații și găsim coordonatele centrului de greutate. Da. Am discutat asta la primul punct. Nu? Uh-huh. Deci acum avem planul exact. Da. Îl facem sau îl poți face acasă? Îl fac. Îl faci acasă. Da. Că știi exact, da? Duci A1 o mediană, unim pe A cu A1 care e mijlocul lui BC, găsim mijlocul lui BC, după care am dus pe A1, ducem și pe BB1, cea de-a doua mediană, pleacă din B și pe AC găsim mijlocul și ducem B1 în mijlocul și BB1 schimb ecuația dreptă, că se dau două puncte, ori cu determinant, cum spui tu, că știi asta, ori cu panta și cu unul din puncte. Da. Și ai scris. Și în felul ăsta rezolvă sistemul celor două, doar două din ele, nu pe toate trei. Asta numai dacă vrei să verifici dacă e greșit sau nu. Rezolvi ecuația celor două și coordonatele le duci pe cea de-a treia mediană. Da. Ecuația cele de-a treia mediană. Și dacă verifică, înseamnă că nu e greșit. Da, sper că nu greșești. Acum să vedem o altă chestie, 7-8. Fie triunghiul ABC și C, centrul de greutate, A, B și C. Calculați coordonatele punctului C. Este problema aceeași de sus, dar acum ți se dă G-ul. A. Da? Și nu știi pe punctul C. Coordonatele punctului C sunt de alfa și beta. Dar hai să vedem totuși cum... La aici parcă nu e mai... interesant un pic, da? Da. Deci, avem A de 1, 1, B de 5, 2. A de 1, 1, B de 5, 2 și C de alfa și beta. Da. Că nu le știm. Însă ne mai dă G, centru de greutate, de coordonate 3 și 4. Trebuie să-l găsim pe C. Păi, vom scrie ecuația dreptei A, A1, mediana A1, da? A, A1. Pentru asta, dacă pleacă din vârful A, trebuie să găsim A1 în mijlocul lui BC. Deci, A1 aparține lui BC, BC și și la mijloc. Adică B A1B 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 egal cu A1C, da? Da. Ca lungime. Dar noi știm asta, cum se află coordonatele mijlocului. X. Deci A1 va avea coordonatele B și 5 plus alfa pe 2. Așa este? Da. 5 plus alfa pe 2 și respectiv 2 plus beta pe 2. Și acum A1, A de coordonate 1, 1, scrim ecuația dreptei că se dă un punct și direcția nu avem. Dar nu facem decât să scrim panta. E indice A, A1 egal cu Y. Adică 2 plus beta pe 2 minus 1 supra 5 plus alfa pe 2 minus 1. Minus 1. Și egal cu 2 plus beta minus 2 pe 2 și respectiv 5 plus alfa minus 2 pe 2. 2 cu 2. Da. Și bine...
beta, rămâne beta, da, beta supra 3 minus alfa, nu? 3 plus. 5 minus 2. 5 minus 2, 3, nu? Da, 3 plus alfa. 3 plus alfa. Azi, da. Beta supra 3 plus alfa. Acum am un punct și panta e egală cu beta supra alfa plus 3. Da? Și scrim ecuația dreptă, că îți dă un punct și o direcție. Bine, y minus 1 egal cu beta supra 3 plus alfa. Beta supra 3 plus alfa pe lângă x minus 1. Echivalent. Hai să lucrăm un pic. Și vine y pe lângă 3 plus alfa. Egal cu minus 3 minus alfa. Ați și la da. Minus 1, da? Minus 3 minus alfa egal cu beta ori x minus beta. Și ducem tot într-un singur membru, ca să fim ecuația dreptei A1. Deci, A1 arată astfel. A1 ecuația arată în felul următor, y pe lângă 3 plus alfa minus beta ori x, da? Da. Minus 3 minus alfa plus beta. Minus 3 minus alfa plus beta egal cu 0. Așa, asta este A1. Acum să scriem și din B. Da? Ecuația dreptă e B1, mă interesează. B1. Pentru că l-avem pe B1 de coordonate 5 și 2. B1. B1 este pe cine? B1 aparține lui AC. Mijloc, da? B1. Mijloc. Și ce coordonate? B1 va avea coordonatele. Ne uităm la A și la C. 1 plus alfa supra 2. Da, 1 plus alfa supra 2, respectiv 1 plus beta. 1 plus beta 2. Supra 2. Și acum avem pe B de coordonate 5 și 2. Fanta lui BB1. E în indice de B1. Egal cu y minus 1 plus. Adică 1 plus beta pe 2. Da. 1 plus beta supra 2 minus 2. Da? Da. Supra 1 plus alfa pe 2 minus 2. Și egal mai departe cu 1 plus beta minus 4. Minus 4 pe 2. Și respectiv 1 plus alfa minus 4 pe 2. Și este egal mai departe cu beta minus 3 supra alfa minus 3. Asta este panta lui BB1. Și acum îi punem la B panta pe care o știm, beta minus 3 supra alfa minus 3. Și știm ecuația de bine, dăm un punct și o direcție. Și vine y minus 2. Y minus Y0 egal cu panta. Egal cu beta minus 3 supra alfa minus 3. Supra alfa minus 3. Pe lângă X minus 5. X minus 5, da? Acum, nu ne rămâne decât să facem ce lucru aici, să aducem aceeași numitor, da. Și înseamnă că Y ori alfa minus 3 Y ori alfa minus 3 minus 2 alfa plus 6 2 alfa plus 6 egal cu beta minus 3 beta minus 3 ori x, așa este? Da. Minus 5 pe lângă
beta minus 3. Și apare ecuația y pe lângă alfa minus 3 minus x pe lângă zeta minus 3. Așa. X pe lângă beta minus 3 minus 2 alfa plus 6. Minus 2 alfa plus 3, am putea scade. Da, minus 2 pe lângă alfa minus 3, că dacă scade pe minus. Da. Dar lăsăm așa că duc pe toți în stânga și se reduc și acolo. Minus 2 alfa plus 6 plus 5 beta minus 15. Egal cu 0. Deci, VB1 are ecuația y pe lângă alfa minus 3 y pe lângă alfa minus 3 minus x pe lângă beta minus 3 beta minus 3 minus 2 alfa plus 6 minus 2 alfa plus 5 beta da. Minus 2 alfa plus 5 beta minus 9 și plus 6 minus 15 minus 9 minus 9 egal cu 0. Alo. Da, dar sunt la lecție acum, nu pot vorbi. Da. Deci, ce observăm? Că am scris ecuațiile celor două, da? Da. Ei, în urma rezolvării sistemului dintre cele două, trebuie să găsim pe X și pe Y. X-ul și Y-ul vor fi tocmai 3 și 4. Da. În momentul în care în fiecare din ecuații acestea înlocuim pe X cu 3 și Y cu 4, găsim un sistem în X, în alfa și beta, și acel alfa și beta rezolvat ne duce la rezolvarea ecuației. Concret. Deci noi, înainte, aveam fiecare din ecuațiile acestea, pe fiecare din ele le aveam în funcție, găseam pe X și pe Y de acolo, nu? Ei bine, nu era alfa și beta, dar coordonatele X și Y care le găseam, verificau și pe prima și pe a doua. Care erau coordonatele? Al centrului greutate. Acum, nu fac decât în cele două să înlocuiesc pe X cu 3 și pe Y, că erau cu 4 în fiecare. Deci, în A1 facem X egal cu 3 și Y egal cu 4. Și ce devine prima ecuație? Deci, 4 pe lângă 3 plus alfa minus 3 beta minus 3 beta minus 3 minus alfa plus beta, egal cu 0. Hai să desfacem paranteza și să lucrăm. Vine 12 plus 4 alfa minus 3 beta minus plus beta, minus 3 beta plus beta face cât? Face minus 2 beta. Așa. Minus 3 și minus alfa egal 0, de fapt. Se duce 3, 0. 3 alfa. Cât face minus? Păi vine 4 alfa plus, minus alfa. Plus 3 alfa, da? Da. 3 alfa minus 2 beta și plus 9 egal cu 0. Asta e o primă ecuație. În alfa și beta. Mergem și în cea de-a doua ecuație și așa înlocuim pe X cu 3 și pe Y cu 4. Și vine 4 pe lângă alfa minus 3 minus 3 pe lângă beta minus 3 minus 2 alfa plus 5 beta minus 9 egal cu 0. Și vom avea 4 alfa minus 12 minus 3 beta plus 9 minus 2 alfa. 2 alfa plus 5 beta minus 9 egal cu 0. Și voi avea
4 alfa și cu minus 2 alfa, 2 alfa rămâne, da? Nu mai este alfa nicăieri. Nu. Minus 3 beta și cu 5 beta face plus 2 beta. Plus 2 beta. Minus 12 și cu plus 9, cu minus 9 se reduc. Rămâne minus 12. Minus 12. Egal 0. Împărțim prin 2 și vine alfa plus beta. Alfa plus beta minus 6 egal cu 0. Și iată că am două ecuații în alfa și beta. Rezolv sistemul acesta din cele două și găsesc pe alfa și pe beta coordonatele vârfului. Da. Deci, voi avea în clipa de 3 față. 3 alfa minus 2 beta. Nu, mai și cealaltă ultima, care am. Deci, 3 alfa minus 2 beta plus 9 egal cu 0 și alfa plus beta minus 6 egal cu 0. Sistem. O mulțim pe a doua pe 2. Și vine 2, ai pun pe deodată 2 și 12. Și face 5 alfa. 5 alfa. Minus 3. 3. Egal cu 0. Din de alfa egal cu 3 pe 5. Alfa e 3 pe 5. Iar pentru beta, înlocuim pe alfa aici. Da. Și vine, sau un alfa plus beta. Asta, asta e mai ușor. Deci, alfa 3 pe 5. Plus beta, minus 6, egal cu 0, adică beta, egal cu 6, minus 3 pe 5, și egal cu 30, minus 3 pe 5. Și face 27 pe 5. 27 pe 5. În sfârșit am găsit cele două coordonate ale punctului C. C de coordonate, cât am găsit acum? 3 pe 5. 3 pe 5 și 27 pe 5. Da. Asta a fost o metodă. O alta, trebuia să vedem că acest G pe fiecare din mediane o treime de bază și două treime de vârf. Dacă știm cum împarte un segment împarte un segment într-un raport dat, cum e o treime și două treimi, înseamnă că de acolo puteam să găsi foarte repede. Deci aveam pe punctul bun, al mediana A1, pe A1 îl aveam, pe A îl avem, pe A1 care era pe BC, știm bine în mijlocul, nu? Coordonatele mijlocului, am fost și făcut mai devreme. Și acum aveam pe A și pe A1 și G-ul ăsta împarte într-un raportul de două bucăți deasupra și o parte de desubt. Da. Deci G A1 supra, deci trebuia spun G A1 supra G GA, pardon, GA supra GA1 egal cu 2. Două sunt deasupra și una de desubt. Și de acolo găseam repede coordonatele. Și era o altă idee, mult mai rapidă. Da? Da. Și acum să vedem altceva. Care este? 9? 9, da. Suma cu geometria la rețetă, frate? Da. Așa. Nu ați avut decât așa ceva. Da. Adică mâine ar de geometria. Da, da. Așa pe jumate. Foarte vedem ce punct, deci 9. Scrieți
este ecuația dreptei, care trece prin două puncte, asta e o banalitate. Da, i-am zis că sunt în... Deci un nouă poți face singur. Da. 10. Ecuația dreptei determinată de A și paralel cu dreapta de dată de punctele C și D. Păi, pe schimb, partea lui CD, ai un, când două drepte sunt paralele, ca au pantele, nu, paralele, paralele. A, paralele când sunt egale pantele. Pantele egale. Și schimb partea lui CD și am un punct A și panta dincolo și scrie ecuația drepte. Da. 11. Ecuația drepte care trece prin punctul de coordonate 4 și minus 1 și este paralel cu dreapta de ecuație. Hai să vedem asta. Deci, avem așa. 11. Ecuația dreptei trece prin punctul P de coordonate 4 și minus 1. Cred că e 4 asta al tău. 4 și minus 1. Și este paralelă cu dreapta de ecuație. Am dreapta de ecuație x minus 2y plus 1 egal cu 0. Trebuie să scoatem panta de aici. Ori să știi că forma normală y e mx plus m. Da. Dacă scriem așa, atunci m este ceea ce te interesează. Scoatem și noi și aranjăm de aici. Bine, de aici rezultă că 2y duc pe 2y în partea celălalt egal cu x plus 1. De unde rezultă că y va fi egal cu 1 pe 2 ori x, adică parte 2, plus 1 pe 2. Atunci panta, asta este. Panta este 1 pe 2. Deci, vezi, mi-am aranjat forma asta, y egal cu mx plus m. Și am scos pe y egal cu 1 pe 2x plus 1 pe 2. Și am acum punctul P de coordonate 4 și minus 1 și panta o știu 1 pe 2. M egal cu 1 pe 2. Scrie ecuația dreptă, îmi dă un punct și o direcție. Y minus y 0 egal cu M pe lângă x minus x 0. Adică y minus cât? Y plus 1 egal cu 1 pe 2 pe lângă x minus 4. X minus 4. Și panta, deci 2y. 2y plus 2. Plus 2 egal cu x minus 4, da? Adică 2y minus x plus 6 egal cu... Da, asta este ecuația dreptă care trece cu punctul P și paralel cu dreapta dată. Era nevoie să fim panta. 12. Determinați pe M real, astfel încât dreptele de ecuație. Deci determinați pe M, așa că dreapta de 1, care are ecuația mx plus m plus 2 ori y plus minus 1, cred că este, minus 1 egal cu 0, și altă dreaptă de 2, care are ecuația m plus 2 ori x plus 4 my sau în... Aici nu înțeleg. Da. Pe și m și n are 4 n. Stați mult la... Deci la m 12, plus 2x plus... La 12, da. Determinați pe M încât să fie... E mx plus 6 și... E my. Cât? 4my. 4my, da. Da. 4my minus... Minus 8. Minus 8, da. Egal cu 0. Așa. Găsim pe M așa încât astea să fie paralele, da? Da. Să fie D1 paralel cu D2. Trebuie să fie paralel. Asta ar însemna când două drepte sunt paralele. Dacă și mai dacă, M panta lui D1 egal cu M de 2. Da? Și cum găsim panta? Că aranjăm ca și mai înainte.
Y egal cu. Adică o să spunem m plus 2 ori y egal cu minus mx minus mx plus 1. De unde scoatem pe y de aici? Y egal cu împărțim pe m plus 2 minus m supra m plus 2 minus m supra m plus 2 plus ori x plus 1 supra m plus 2. Din, asta din prima este aceeași ecuația dreptă, dar astfel aranjată. Deci asta este ecuația dreptei de 1, da? Da. Și plec la cealaltă ecuație și zic 4m y minus egal cu 8 minus așa, sau zic egal cu minus m plus 2 ori x, da? Minus m plus 2 x plus 8. Da. Și spun 4 prin 4 m, m nu are voie să fie 0 sau m plus 2 de acolo. Da. Și vine y egal cu minus m plus 2 supra 4 de m x plus 8 supra 4 m. Da. Și acum, ca asta e ecuația dreptă de 2. M de 1, panta lui de 1, este coeficientul x. După ce l-am aranjat așa, nu? Da. Uite, este, asta e panta. Deci va veni minus m supra m plus 2 și panta lui de 2 este egal cu cine? Minus m plus 2 supra 4 m. Și ele să fie egale, deci de 1 paralel cu de 2, dacă și numai dacă m de 1 egal cu m de 2. Da. Adică de aici ar trebui să fie minus m supra m plus 2 egal cu minus m plus 2 supra 4 m. Produsul mijlocului. Produsul extremilor, deci vine minus 4 m plus 2. Da, minus cu minus face plusul, mulțim cu minusul și s-a terminat. Și vine m plus 2 la pătrat egal cu 4 m pătrat. Da? Da. Și dacă ridicăm la pătrat, vine m pătrat. Dar putem să ducem 4 din prima încolo. Îl ducem în stânga, da? Da, și ar veni minus 3 m pătrat. Deci minus 3 m pătrat plus 4 m plus 4 egal cu 0, nu? Da. Deci minus 3 m pătrat plus 4 m sau 3 m pătrat minus 4 m minus 4 egal cu 0 și m 1 2 egal pe jumătate 2 plus minus radical din 4 radical plus din 4 12 supra 3 plus AC plus 12 totul supra 3 și egal cu 2 plus minus 4, 4 supra 3. Și odată este m 1 egal cu cine? Cu 2. 6 pe 3, 2. Și m 2 egal cu 2 minus 4 minus 2 pe 3, da? Da. Deci cele două valori a lui m sunt 2. Așa găsi și minus 2 pe 3. Da. Întrebarea era care sunt valorile lui m, pentru că drept trebuie să fie paralel răspuns. Aceste două. Da? Astea sunt cele două valori. Totul era să organizăm așa, nu? Să organizăm y egal pe mx plus m, să găsim panta și de acolo să cerem ca pantele acele să fie egale. Mai există... Deci forma generală a ecuației este așa, să zicem. Ax plus by plus C egal cu 0. A1, B1, C1, mai să zic așa. Și a doua ecuație, dreapta de 1. Dreapta de 2, înseamnă
A2X plus B2Y plus C2 egal cu 0. Dacă o ducem pe asta deodată și o organizăm în formă normală, ea devine așa. Ce devine? BY egal cu minus A1X plus minus C1, da? Da. Și B1Y. Și B2Y egal cu minus A2X minus C2. Și împărțim prin B1 și prin B2 și atunci rezultă că Y-ul egal cu minus A1 supra B1X minus C1 supra B1. Și Y-ul, cea de-a doua, e minus A2 supra B2X minus C2 supra B2. Și panta M indice D1 este minus A1 supra B1 și M indice D2 este minus A2 supra B2. Și D1 paralel cu D2, D1 paralel cu D2, dacă și numai dacă, M indice D1 egal cu M indice D2. Ori asta ar fi echivalent. Va zice că minus A1 B1 egal cu minus A2 supra B2. Ceea ce ar însemna, dacă duc pe B2 cu A1, schimb între ei aici, vine A2 supra B2 egal cu A1 supra A2. A2 supra A1 supra A2, hai să scriu așa, A1 supra A2. A1 supra A2 egal cu B1 supra B2. Ei, dacă știam condiția asta, nu mai pierdeam timpul deloc. Și ziceam A1 pe A2 egal cu B1 pe B2, la ecuația care am avut-o. Da. Deci acum am pus la punct și partea teoretică. Da. Cum au fost cele două ecuații, deci le zicem A1 pe A2 egal cu B1 pe B2. Sau B1 pe B2 egal cu A1 pe A2, e tot același lucru, nu? Și scriu deodată. Două drepte sunt paralele, dacă și numai dacă au coeficienții proporționale aici. A1 pe A2 egal cu B1 pe B2 și acolo s-a ajungea. Da. Dar noi n-am știut, am muncit acolo până când, în final, am zis, hai să punem suportul teoretic la punct, da? Iar dacă cele două drepte trebuie să coincidă, atunci egal și cu C1 pe C2. Nu numai ca o pante legale, ci și ordonate de origine. Mm-hmm. Atunci se întâmplă că cele două drepte sunt se supracum. La 13. La 13 zice să găsească A, așa încât A, B să fie paralel cu CD. Deci avem punctele A. Iar trebuie să umplu timpul. 46. Mai lăsăm. 50. Poate facem și pe asta. Că nu e așa dificilă. Deci, se găsească A real. Cine este A? Așa încât AB să fie paralelă cu CD. Unde? A e de coordonate 2 și minus 1. B de coordonate minus 1 și 1. C de coordonate 1 și 3 și D de coordonate A și 4. Când două drepte sunt paralele? Dacă pantele sunt egale. Deci AB paralel cu CD, dacă și numai dacă e indice AB egal cu e indice CD. Dar e indice AB este egal cu cine? Y-ului B minus Y-ului A supra X-ului B minus X-ului A egal cu, ne uităm la așa la B, deci 1 minus, deci 1 minus, deci 2, bine? Nu? Supra minus 1 minus 2 supra minus 3. Și face minus 2 pe 3. La lui AB. Al M indice CD egal cu
4 minus 3, 4 minus 3, supra minus 1. Faci 1 supra a minus 1. Și la nă. 1 supra a minus 1 se face egal cu minus 2 pe 3. Adică, de aici, 3 egal cu minus 2a plus 2. Minus 1 a e minus 1 pe 2. Deci, de aici vine a 1 egal cu minus 2a, a egal cu minus 1 pe 2. Ce numai problemă? Acum poți să și...